Salutare, prieteni pescari! Este sâmbătă, 15 februarie. Sunt în drum spre Balta Olteniței, la recomandarea așa unui prieten pescar. Am înțeles că sunt două sectoare, A și B. În A e la catch and release și am zis că e 80 de lei taxa, iar în sectorul B e 150 taxa cu reținere de 4 kg sau 5 de pește, de crab, plus ceva caras, nu știu, 2, 3, 4 kg. Dar i-am zis să merg pe sectorul A. Vedem ce... Că am înțeles că acolo e peștele mai mare. Condițiile sunt unele care până acum eu nu le-am mai întâlnit pe o baltă. Bine, mă refer numai la cârlig, ești condiționat cu cârlig de 4 pe sezonul rece, iar vara cârlig de 2. Așa că m-am conformat și mi-am făcut niște monturi cu cârlig de 4. Plumbul să fie normal culisant pe firul principal, în caz că se rupe să nu afecteze peștele. Vremea, ce să zic, e înnorat, dar sunt... Arată 5 grade la bord acum. E rece, ce să zic. Na, pe baltă va fi mai rece. Oricum suntem în luna februarie, nu suntem în iunie, iulie. Mai ies din comuna Frumușani. Sper să am o partidă bună. Anul trecut, de câte mi-aduc aminte, am început pescuitul în martie. Tot așa, până la mijlocul lui martie, sfârșitul lui martie. Vedem anul ăsta ce, cum va fi. Aș vrea să mă axez mai mult spre Dunăre. Mi-am făcut și permisul online pe Dunăre. Cred că știți că se poate face și online permisul pentru Dunăre. E mai simplu, adică da, mai stai să te duci la agenție, la AGVPS sau unde se făcea înainte. Este gratuit și nu o să aveți probleme. Decât să mergeți fără permis, să stați cu stresul că vine controlul și sunteți amendați. Bun. Păi ce să zic, ne vedem pe baltă. Și mai povestim acolo. Acum am ajuns pe baltă. Din păcate am prins un transport agabaritic. De nu mai puteam, mai că fac hemoroizi la cât am stat. Ideea e că... Ce zic, e nou fără un sfert. Așa. Cum se vede, avem aici... Aici e sectorul A, cu pontoane. Acolo unde se văd băieții pescari, este sectorul B. Vreau să aleg să pescuiesc pe sectorul A. Așa că nu mai pierd timpul și mă voi instala. Și ne auzim.
Bun, am pregătit o lansetă. Mi-am făcut o nadă. Dai cumva de aici. Și avem aici o nadă frumoasă. Vai, cum miroase, incredibil, făcută prafuri frumos cu tot felul de mirodenii. Ia uitați-o. Vai, cum miroase, doamne, 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 o bunăciune. Așa, să montăm coșulețul, fiindcă v-am zis că aici trebuie pe fir, pe firul principal. Ne trebuie, da, am agraful. Pe firul principal. Da, avem agraful. Pe firul principal ne trebuie plumbul să fie culisant, în momentul în care peștele trage, eu știu, rupe, să nu rămână cu plumbul, cu greutatea. El se rupe de aici, se rupe de aici de undeva, pac, s-a pierdut și la revedere. Voi încerca la asta coșuleț. Să-i pun un pic de mirodenie. Incredibil cum miroase, domne. De ajuns. Băieții dincolo s-au pus pe treabă. Zic să ne punem și noi. Să vedem ce ne zice. Am pus fir de, cred că e de 45 ăsta. Aruncăm undeva. Acolo. În prima fază. Nu este foarte greu coșulețul. Se va așeza mai greu. Cu guta asta n-am dat niciodată. Dar vom vede. Deschidem senzorul. Bun. Am mai luat de la angloșeastă car magnet de la Fiat X. Voi pune și voi face și această mumelă. Să vedem la care va răspunde mai bine.
suntem în așteptare. Am pus pop-up, am pus și boilies, am băgat și un feeder. Uite, am înțeles de la patron, aici trage mai un pic mai greu, fiind peștele mai mare. Dincolo, în sectorul B, băieții prind. Dar am vrut să vin aici să vedem dacă merge pe timp rece, cum, cât de bine trage, să-mi testez și momeala făcută. Și cam asta. Acum așteptăm rezultate. Oricum, azi că balta asta e un pic mai mofturoasă, mai trage când are chef. Dar vedem, încercăm să-l atragem. Boilies mare? Boilies pop-up. Ah, pop-up. Tipul stă aici? Da. Aici a fost porumb. Nu a fost balta. Da, mi-a povestit dimineața, da. Și a trebuit să-i scavezi. Dincolo, de dic, mai e un ochi de baltă. Uh-huh, l-am văzut. Nu lasă să se pescuiască, dar știi ce pești sunt acolo? Da? Niște monștri de acolo. Păi zicea că prima oară i-a otrăvit peștele acolo. Păi și pentru ce îi ține? De reproducere? Omul e pasionat cu ecosistemul, cu natura, cu... Pur și simplu îi ține acolo. E apa mică în partea aia, pădig, așa, și era stuf și niște brădiși. Și astă vară când am fost, mergeam în liniște și când era căldura aia mare, se ridica, era deasupra. Și umblau așa. Un brădiș așa și vedeai că era deasă, vedea apa, era curat, era și erau numai de aia așa. Frumos. Și asta a făcut-o și a luat pește mic, a ținut-o 3 ani de zile fără să se pescuiască. Acum începe să scoate și el. Are înăuntru acolo. De care azi? Care și caras. Are înăuntru acolo un bazin și are și în ăsta, dar nu prea îl trage inima să bage. Are crapicoi de aia roșu cu alb, așa. Da. Deci cam așa. Frumos. Îi avea mai micuț și acum 2 ani am fost la el înăuntru și avea mai micuț și acum au mai crescut. Și vrea să dea drumul? Păi dă drumul, dar el are somn și aici, că de aia nu lasă cu momel vii. Are somn și acolo și el are poate să se ascundă, că e la vedere. Da. Se chinuie degeaba, nu știu de ce vrea el să facă, că e acolo, dar așa de plăcerea lui, dar nu știu ce-a putea el.
Da, și e și singur, nu îl ajută nimeni, nu? A avut, zicea că a avut o decuță, un băruleț, a avut o haide și el, o bere de nu știu ce, și venea lumea și lăsa un pepene la rece, nu știu ce, și ce oameni, băi, frate. L-a reclamat, a luat amendă și nu mai s-a lăsat de bodegă, de... A unde-s clădirile alea albe acolo? Da, da, da. Da. Cred că ideea lui a fost mai mare, să facă mai multe, dar... Da. A văzut că e greu. Exact. Și singur. Joacă cu ea. Te că prind băieții. Prind. Toată lumea a primit. Și eu am aruncat vreo 4-5. Mai mulți. Am luat de... Cât ai voie? 4 kg? Sau? Cât ai voie? 4 kg. 4 și 4 sau 5 de caras, dar carasul nu-l văd. Cred că a băgat și mult somn să crească. Da. Ăla care a prins la foișorul ăla verde acolo, la primul stand, când l-am văzut eu când a tras. A luat somnul ăla, avea mai bine de 20. S-a luptat cu el. Dă-i să... să se încălzească, să mă duc la ăla, la dinamit. Omul ăla a făcut și ăla, și ăsta, la ăla a făcut investiții. Unde la? La Dinoleica. A, Dinoleica, da. A făcut investiții și am înțeles. A comentat unul care cred eu că îl cunoaște sau ceva de genul ăsta. Că... Proiectul e mare, la anul vrea să facă loc de joacă, de copii, de... Și e numai cash and release. Da. O să se dezvolte și cu băsuțele, nu cred că o să le lase doar pe alea. Dau cu el. Eu cred că e înțepat ăsta. Care, ăsta? Da. Nu. Să-ți scot să bag tot două plastice, că... I-am pus acolo boilies, pop-up. Bă, că nu vrea. Mă duc să încerc să văd, să dau mai aproape de mal. Erau unii când am fost într-o zi, am fost un pic mai încolo decât tine. Și erau unii care aveau două continuile, două locuri, unii și-a dat cât mai aproape. Și eu nu m-am tras, dar ei au prins. Și tot așa. Bine, nu cred că există pește mai mic de 7-8 kg aici. Mă duc să le schimb.
cât mai aproape de mal. Aici am avut trăsătură. Ce s-a întâmplat aici? Avem un peștișor. Miciucul a rămas departe. Dar vom lua. Să-l aducem pe aici, pe undeva. Feeder, auzi? E, uite că e și mai micuț, nu e atât de, cum zic ei, mare. Dar ar fi el foarte mare. Feeder cu popopul ăsta frumos. Frumos băiatul, micuț, dar speram să vină și cei mai mari. Punem frumos înapoi și vom da drumul. Cheamă-l pe frate tu, el mai mare.
rezultate. Tot feeder-ul este pe firul principal, culisează. El dacă se rupe, rămâne doar cu acul, practic. Deci vom pune aici, am făcut mumeala de la Fiat. Aici văd că la asta a tras. Continuăm. Tot cu ea. Asta era o mulineta asta. Crede din toate încheieturile. Hai băiatu. Mai măricel. Să ne luptăm frumos cu el. De apă mică e mai rău. Acolo are apă mare. E de 3 metri. S-a părut că e mai mare. Dar se pare că nu e. Se pare că ăștia mici se mișcă acum. Unde mergi? Opa, pardon.
pare că mai am o trăsătură. Frumos înțepat. Abia tu dai drumul. Al doilea an, pe curs de 10 minute. Are 3 kg. Tu te ridică. Scoatem, o aruncăm din nou. Deci aia... Deci n-au durat 10 minute. De când am aruncat și a tras. Aruncăm din nou. Sper să vină și la boilie ceva mai mare. Așa e frumos. N-am aruncat-o chiar lângă mal, dar vedem, o lăsăm așa și mai vedem. Vedem ce zice. Așa. Acum o aranjăm și pe ăsta și mai vedem. Momentan cam asta e. Doi pești și unul ratat. Mi-am dat seama la ăla că a lăsat-o în jos. Și aveam și tamburul slăbit. Și l-am simțit că e greu, dar a tras și el și
Pare că atunci i-a sărit acul din gură. Da, sper să mai vină. Toate că s-a înnorat din nou. Totul e să nu plouă. La feeder n-am mai zis nimic momentan. Văd că la Boilis n-a avut deloc, numai la pop-up-uri. Cred că am să-l schimb până la urmă, să-i pun tot un pop-up. Mai las un sfert de oră, e 1 ceasul. După care scot și schimb bila de Boilis. Întins-o, da. Și unul a lăsat-o. Dar unul l-a scăpat. Da. Am uitat să vă zic, da. Dar tot așa o lăsa. Ce zic, e de la mic și n-am... S-a agățat bine. Da, și doar așa am dat. Și după aia am simțit cum... Și a aplicat asta. Da. Și păr mă liber. Fac. S-a agățat puțin. Da. Răbdare, răbdare și totul. Corect. Încărcăm. S-a săturat nimic, ce trebuie să-i fac. Că a fost anemic. N-a fost hotărât, m-am grăbit. Mai las. Deci asta a fost chiar lângă mal. Uite, se pun piedică. Că la 2 metri de mal am aruncat-o. Schimb feeder-ul, mai bag un băț, deci o să dau tot lângă mal.